Țancă Uraganu și Lambada au fost surprinși împreună de către cancan.ro. Până aici nimic n-ar fi senzațional, fără detaliile cu adevărat suculente ale poveștii nocturne. Acțiunea pe care vă prezentăm în exclusivitate a avut loc la un restaurant din zona de nord a capitalei, acolo unde fosta soție a manelistului locuiește. Cei doi au împreună o fetiță și un băiețel, fapt ce îi determină să păstreze o relație civilizată, măcar în aparență. Înainte de a poposi la masa fostului partener, Lambada i-a umblat la portbagajului Țancă. Da, ați auzit bine! Blondina a încercat din răsputeri să deschidă cadilacul cântărețului, fără sorți de izbândă. Abia venită de la cumpărături, cu un coș tixit de produse, fosta lui Țancă s-a lăsat pe gubașă, aruncând totul pe bancheta din spate a bolidului de 120.000 de euro. După această ispravă, Lambada a mers direct către restaurant, părăsind mașina manelistului parcată necorespunzător. După 45 de minute de distracție, socializare și preparate alese, mesenii au părăsit locația, continuându-și seara pe drumuri separate.